Salutare, bă, băi, și bine ați venit la un nou episod din Tribe Primitive Builder. Bă, băieți, după cum știți, joculețul ăsta eu l-am jucat, l-am avut un playtest, am avut un demo, dar acum a ieșit. După cum știți, a ieșit, îl aveți pe Steam, dacă vreți să-l luați, nu știu pe Neba dacă este, dacă vreți să-l căutați pe Neba, aveți like-ul în descriere și îl căutați și acolo. Ne puteți lua jocuri mai ieftine pe Neba, după cum știți. Bun, vreau să fac o serie cu joculețul, că mi-a plăcut de la început. O să avem mai multe serii pe canal, deci sunt multe jocuri care terminate. Acum care îmi place mai mult și vouă, după cum văd că vă place și vouă, o să apare mai multe episoade din jocurile care vă place vouă mai mult. Bun, hai să dăm o partidă, băieți. Nu mai stăm aici la vorbă, pentru că avem multe de făcut în jocul ăsta, după cum știți, trebuie să ne facem un sat întreg, o grămadă, avem oameni, avem de toate aici, avem de toate, de construială, de construială, de pe construială aici. Survival. Super mișto. E super mișto, de la început mi-a plăcut, de când l-am văzut, știți și voi. I saw their potential and ways to connect them that others thought impossible. The gods were good to me, so our village grew. Cred că și sărim peste asta, dacă noi am văzut-o și înainte, voi ați văzut asta, că este înainte. Dar peste că voi ați văzut-o, știți că am văzut în apă, l-au scos ăștia afară din sat, l-au trimis de acolo. Sărim peste. Sărim peste, nu mai stăm acolo la povești cu băiatul. Și aici ne întâlnim cu băiatul ăsta, ne trimite la, din câte mă duc aminte, ne trimite la bătrânelul ăla și ăla ne spune ce trebuie să facem și am o grămadă de chestii aici. Eu vreau să fac satul tot acolo, în partea aia unde am fost, unde mi l-am făcut și când am jucat demo-ul ăla. Hai că mă vede ăsta acum și vine la mine. Bun. Ia zi. Mă ajută. Eu la început am crezut atunci că ăsta nu mă ajută, dar după, acum știm că ne ajută pentru că am fost aici. Zice așa... Bun, mă trimite acolo, sărim peste asta, bun. Trebuie să vorbim cu bătrânelul ăla, cu bătrânul ăla, bun. Ăla e bătrânelul care... Se vede super mișto jocul, ia uitați-vă și voi ce grafică are, deci ce grafică poate să aibă joculețul. Bun, prima dată trebuie să facem, noi avem aici o serie de, dacă vă zicem, de quest-uri, acolo în partea cealaltă, avem niște quest-uri acolo, să căutăm satul, să vorbim cu bătrânul, comida, era opțional. Asta avem ceva opțional, să putem să facem ceva mâncare acolo la focul ăla, bun, și să mâncăm. Bun, mâncare, eu nu știu dacă, uite, avem carne la noi, bun, atunci să facem așa, mergem aici, dăm aici și facem o bucată de cărniță. Îi dăm pe bucata de cărniță. Asta am făcut-o, vedeți, sunt pare cu verde că e făcută. Și atunci îi dăm aici și o mâncă băiatul parcă, îi dăm așa și gata. Asta s-a făcut. Acum mergem, băieți, stați așa, că dacă toți suntem aici în zonă, le fac astea amândouă, știți? Le avem făcute. Am făcut cărniță, nu mai trebuie să am crezut că le facem două dată, dar nu. Am și uitat. Bun, harta e destul de mare, dacă vă aduceți aminte, uitați-vă ce hartă mare avem. Înainte nu ne lăsa pe aici peste tot și cred că o să mai primim update-uri și chestii. Ceea ce o să fie super mișto. Bun, hai să mergem, băieți, să ne întâlnim cu... Pe aici, prin zonă, nu știu dacă nu găseam eu ceva pe aici, dar cred că nu mai știu. Aici erau astea, da. Ramele astea. Ramele astea, știu că am nevoie de rame. Am nevoie de rame la greu. Rame și... ce mai aveam nevoie? Știu că mai aveam nevoie de ceva și ziceam eu, bă, uite, și de astea îmi trebuie, dar astea trebuie tăiate. Și frunzele astea. Eu că am căutat eu rame de astea și trebuie să vin până în partea asta, să vin înapoi. Dacă vă aduceți aminte, am venit înapoi exact aici de unde am plecat și de-am luat ramele astea. Bun, așa, rame, pam, pam, am luat pietrele, le găsim numai în peșteră. Uite, mi-aduc aminte peșterile alea. Acolo sunt numai pietrele alea și trebuie să-l iane de la lianele alea, nu-i problema, le luăm după aceea. Hai să mai luăm ceva rame pe aici. Bun, hai să plecăm, băieți, să mergem să vorbim cu bătrânul. Acum trebuie să ne întâlnim cu bătrânul, trebuie să mergem acolo, ne învață el, parcă să facem o masă, nu mai știu ce. Cuțit n-avem încă, cuțit, ne dă el un cuțit. Aici, da, aici găseam multe rame de astea și eu cam toate le-am luat, că le-am intrat atunci, dacă v-ați aminte, în demo-ul ăla, eu toate ramele astea le-am luat, aproape, nu mai știu dacă chiar toate, dar
Și piatra aici, asta sunt pietrele, uite aici sunt pietrele astea în față. Zeu și piatra, știu că o să-mi zică imediat, o să mă trimite el de unde să iau și ce să iau. Pentru că bătrânul te învață și tot ce trebuie să faci. Pietrele astea numai astea pot să le iau. Astea care sunt căzute, până facem rost de târnăcop. Când facem rost de târnăcop, știți că aici trebuie să mergem să facem la altarul ăla, să mergem să facem, să ne rugăm acolo, să dăm ofrendă de aia și să ne învețe mai multe chestii. Atunci, până atunci nu putem să, atunci învățăm și noi să facem, de exemplu, să facem târnăcopul, să facem mai multe chestii. Că eu într-un timp, ultima oară, cred că ultimul episod l-am avut, am făcut bucătăria, am făcut acolo ăla de masă pentru oameni, tot. Am avut acolo o grămadă de chestii făcute în joc, dar ăla a fost demo și s-a terminat și mi-a plăcut tare mușanț. Bă, când apare, îl băgăm pe canal. Așa, așa și este. Avem pe canal aici, la noi. Bun, hai să vedem. Aici trebuie să cobor jos să vorbesc cu bătrânul, care îi aici undeva, bătrânelul. Mă aduc aminte, asta trebuie să iau și asta, dacă tot a stat în fața mea și astea pot să le iau, nu mai știu. Nu, asta nu, da, asta da. Asta iară, bun. Mă duc direct acolo, băieți, să vorbim cu nenea. Unde era nenea? Aici pe undeva. Stați aici ceva piatră. Aici pe undeva, da. Acolo avem o grămadă de piatră, ați uite-l pe trenelul care trebuie să vorbim cu el acum. Vorbim cu el și ne explică el acum ce trebuie să facem, cum să facem. Bun. Bun, și acum îmi dă iar el o misiune. Bun, zice să mergem să dormim. Bun, prima dată zice să bem apă. Astea ce sunt? O, pastul amarilio, ăsta iar e bun. Ăsta iar îmi trebuie și pastul ăsta amarilio. Știu că îmi trebuie, ăsta am nevoie, ăsta e cu iarbă, cum ar veni, iarbă verde. Astea ce sunt? Nu știu, flori și astea. Flori. Bun, las că iau după aceea. Hai să bem prima dată apă. Că bea el apă aici și se vede cu masca, ne vedem, se vede reflexia, uite așa, în apă se vede, se vede el cu masca, numai masca se vede, că a vrut să, atunci, prima dată când a zis, bă, dar asta numai masca, capul nu se vede, nu se vede nimic, numai masca aia se vede. Bun, bă, băieți, așa, și acum mergem să dormim. Unde era patul? Pe sus, pe aici, pe undeva, mă lasă prietenul să dorm aici la el, după aia spune că trebuie să fac eu casa mea, chestii, mă aduce aminte, aici avem, dormim. Pa, dăm la băiat să doarmă, avem ceva mâncare la noi. Uitați-vă acolo că știți, acolo avem, când să doarmă, trebuie să doarmă, să bea apă și mâncare. Cam atât e tot ce avem în jocul ăsta. Bun, acum trebuie să mergem să vorbim cu băiatul, cu moșulică. Acum ăsta mă trimite parcă să fac... aici întrebăm unde găsim pietre. Bun, hai să facem ce... Ce zice băiatul? Eu iau astea toate de aici. Pentru că am nevoie de ele, că știu eu. Eu știu deja. Și cum le știu deja, bă, băieți, eu iau tot. Pentru că în partea unde mă duc, ce acolo avem? Avem mult material de adunat pe acolo. Avem o grămadă. Dar... nu-l găsești așa ușor și mai bine decât așa, mai bine avem noi la noi, știi, direct numai. Nu mai știu dacă avem un de-asta, cum îi spune... Dacă avem un kilogram la noi, pot să duc în inventar câte vreau mușculeanul meu, că nu mai știu exact cum era la joculețul ăsta, sau poate nori băgat, sau o să bage, nu știu. Hai să vedem, stai că sunt curios. Personaj, trib, aici nu, că cineva facem tribul nostru, o să avem tribul nostru, aici în inventar. Avem kilograme? N-avem nimic. O, pe mișto, pot să iau cât vreau eu. Așa, mă, băieți. Bă, băieți, au raportul grămadă de jocuri. Deci, nu știu, a fost luna jocurilor. Octombrie, acum și o să mai apară, nu știu, mamă, câte jocuri au putut să apară, bun. Băiatul ăsta spune că trebuie să mă duc să-mi fac un cuțit. Cred că avem o masă de aici, nu, să facem cuțit, dar noi avem, zice că îmi trebuie, uite, cuțitul ăsta, îmi trebuie piatră, dar noi piatră am găsit. Uite, putem să facem după aia topor, putem să facem ciocanul și arpon, ăsta e să dăm după pești. Incestul ăsta îmi trebuie la altarul ăla, știu, asta mai știu. Bun. Facem acum un... Să facem și un... Ce să facem? Ce? Asta trebuie să facem. Ce mai trebuie? A, îmi trebuie de asta, mă. Iana de aia. Asta îmi trebuie, dar asta trebuie să o pun asta aici. Să mă să tai alea. Știu că le găsesc. Pă, uite că deja sunt și întunecat afară. E bine că jocul... scuzați tușeala. Mai tușesc, mă. Din când în când așa. E bine că jocul...
Nu e așa întunecos. Ai jocuri care sunt întunecate tare, mă, tată, noaptea. Nu vezi pe unde mergi. Aoleu. Nu știu că de când m-a luat răceala, răcit, pam. Au fost 3-4 zile. Răcit. Păi ce vorbești, că m-a ținut, m-a trecut o săptămână. Să zicem, nu știu, acum o săptămână m-a ținut. Da, chiar o săptămână, nu, dar vreo 5 zile. M-a trecut. Au trecut 5 zile, iar m-a luat. Bun, mă, băți, hai să vedem. Bun, hai să vedem ce... Și răgușit. Răgușesc. Bun, hai să luăm și asta de piciu. Eu tot. Acum mergem și facem asta, mă, băieți. Bă, băieți, am luat o tusă. Cred că acum pot să fac asta, da? Da, bun, hai să facem. Dăm băie construiala. Am făcut și asta, bun. Toporul pune aici, așa, pe 2. Acum ce zice la buscă, da, trebuie să căutăm iar pe bătrân. A, uite, piatra aici. Da, îmi dă de la început ceva pe aici. Am uitat, îmi dea ceva materiale, dar noi oricum am, eu am luat dinainte. Am știut că o să am nevoie și... Bun, hai să vorbim cu, iară cu bătrânelul. Bun, acum le spune aici că de pe Q, așa avem construcții. Bun. De pe Q, construcții. Aici facem, da. Aici avem, dacă știți, avem case, aici avem mâncare, aici avem producție și aici avem mai multe. Bun. Bun, băți, hai să vedem. Deci, trebuie să construim altarul ăla. Altarul ăla e de noapte, dacă vedeți acolo, e și de noapte. Asta trebuie să mă supun pe ăsta să dormă puțin. Dacă îl pune pe ăsta să dormă, măcar să... să vedem dacă îl pune să dormă 3 ore. Se apropie de dimineață, știi, ca să mergem de dimineață acolo să facă, uite, mai e puțin până să face de, uite, deja nici, uite, e lună, azi, uite, că deja a ieșit soarele, dar ce înseamnă soarele, că e luna vară. Bun, eu cred că ar trebui să mai facem un cuțit de ăsta. Și asta am să și fac, mai facem unul. Bam, să-l avem, bă, băiți. Topor, nu știu dacă mai fac, să mai fac unul, să avem, hai să mai facem unul. Să-l avem acolo pe alea, apucăm de tăiat și de chestii și... Bine, oricum după aia ne facem masa noastră de lucruri și tot, dar până asta o să mai am nevoie. Apă, bun, mâncare. Hai să dăm mâncare la baia, că după aia băiatul, așa o să zic că este foamică. Bun, hai să mergem. Astea am să le iau și lianele astea. Lianele astea am nevoie și piatră și... Da, să iau piatră, iar am nevoie la greu. Eu când trebuie, mai ales la... O să avem nevoie și cred că nu o să mai vine aici la bătrân în peștera asta, că eu știu că după ce mă scoate afară de aici... Numai aici nu mai am ce căuta, că ne facem propriul nostru sat în partea aia. Așa că am să iau eu tot de pe aici, ca să nu... Bun, mă, uiți, am luat tot de acolo din sat. Deci am golit satul. L-am golit, tot am luat. Uite, mai rămas aici una de asta. Am luat tot și din spate și de pe acolo și iarba asta, acum iau toată. Deci dar din spate am luat tot. Tot ce era de luat, tot am luat. Le-am luat tot din grădinile ce aveau eu acolo. Tot ce am putut, am luat. Bun, astea le mai au acum la astea, pietrele alea dinăuntru le-am luat toate. O rămas astea 2, 3, 4 și gata. Bun, hai să mergem la altar. Trebuie să mergem la altar acum. Hai să mai adunăm noi. Mai avem timp să mai adunăm pe aici. Sper să facă de ziua. Cât e ora? Acum mai bine atea soarele. Gândeți să vede, acum înainte să facă de ziua, vedeți că se face cerul așa mai întunecat, să mai întunecă mai mult decât... bun, trebuie să construim acum un altar. Sper să am... tot ce-mi trebuie. Da, știu că mă trimit. Stați că mă trimite aici, că au ei aici o ascunzătoare unde au ei. Da, aici pot să iau chestii. Aici scândură și îmi dau ei de început. Da. Bine, că aici mă trimite parcă să aduc și prima dată mâncare și niște chestii pe aici. Așa mi se pare, da. Bun. Deci să mă duc aici și să caut. Da, stați să iau și asta dacă tot sunt aici. Cuțitul deja o să se ducă. Și iau toate astea. Îmi dă ceva lemne, îmi dă ceva bambu, îmi dă vix. Asta, nu știu, nu găsesc. Asta e aia, mă, da. Da, Diana. Asta așa și asta. Bun, am luat tot. Aici nu mai este nimic. Bun, după ce am luat toate astea, bă, băieți, acum mă trebuie să mă duc să construiesc altarul. Altarul ăla, nu mai știu, pot să-l construiesc unde vreau mușculianul meu, că nu mai știu exact, dar cred că da, nu? Altar, da, zice să construiesc altarul. Altarul, privat. Uite, asta e altarul, bun. Am să-l fac, băieți, știți unde îl fac, nu? În partea unde am avut eu baza.
Eu nu o să fac aici așa, eu mă duc în partea mea aici așa, eu știți că am avut eu aici, ai baza, de tot baza zic, unde am avut eu satul, eu satul am avut aici așa, aici am avut ăla de pescuit, dacă vă aminte acolo jos, pam, pac, și aici am zis, eu bă, aici o fac satul, pe aici, auzi, mișto, tot, aici o să fac. Deci, începem prima dată cu altarul, dăm așa, și dăm privat și dăm la altar, bun. Acum am să explic cum construim noi aici, facem altarul, altarul am să-l pun, unde să-l punem? Îl pun aici, uite așa. Aici. Și ne apucăm de construială. Trebuie să punem aici scândură cu scândură. După cum ați aminte, în episodul anterior, deci am făcut o serie cu jocul până l-am terminat. Mi-am terminat demo, a fost super mișto. Sper că vă place. Mie mi-a plăcut de la început, doar știți că mi-a plăcut joculețul și dacă vă place, facem aici treabă, băieți, facem o serie cu el. Pe lângă că mai avem o grămadă de jocuri care au apărut și o să vedem cu care cum facem. Prea facem cu astea noi ce au mai apărut acum și după aia mai continuăm și cu celelalte care le mai avem mai vechi. Nici alea nu-s vechi, dar... Bun, cam atâta, nu? A, și aici lipsește ceva și aici. Bun, și aici puteți dormi și noi. Bun. Trebuie să ieșim și pe partea asta și pe partea aia tot în regulă. Bun, acum trebuie să vorbim era cu bătrânelul ăla. Aici parcă putem să lăsăm ceva mâncare, chestii, da. Aici ce putem? A, uite, avem și masă. A, avem casa noastră. Asta e casa noastră. Ce puteți dormi, putem să facem cuțit, păi nu mai ne chinuim. Bun, să mergem până acolo. Mergem să căutăm pe bătrânel. Eu mi-am făcut aici și aici o să fie. Acum ne dăm început să vorbim cu bătrânel, după aia mă trimitem în partea aia pe undeva pe la un... Cum vă aminte, acolo avem un altar. Eu am zis altar ăsta, dar altar zicea să construiesc un altar. A, nu altar, mă, altar. Ce altar am citit eu? Un taier, aia înseamnă... Să construiesc, eu am zis altar. Zicea să fac un taier, de asta cum îi spunem, că nu vine acum să-i spun, o casă pentru noi, unde să stăm noi. Bun, zice că vede că mi-am făcut ăla, nu știu ce. Pescuit acum, să facem o de aia de pescuit. Bun, facem și pe aia, știu că mă uit și de alea am avut, știu că trebuie să le fac și la băieții mei, aici avem o grămadă de bambuc care trebuie tăiat, ia uite aici bambucul ăsta. Aici luam eu astea, nu știu astea, parcă nu se mai spamează aici. Parcă eu simt că ziceam, bă, alea nu se mai spamează. Și aici undeva avem mult și de la partea aia pe acolo, da, fân de la fân. Bun, hai să facem o de asta. Zice să facem o... asta-i? Arpă, nu zice? Da, asta. Hai să facem unul. Zice să pescuim, că știu aici ne trimite la pescuit acum băiatul. Îl luăm și îl punem pe 3. Bun. Ce zice? Usa el ojo de... Așa zice, dacă apăsăm L-ul... Alt. E clar? Alt. Avem ochii de ăla de vedem. Da. Ochi de vipăr, bă, băieți, aici de vedem, pam, pam, pe unde ce găsim, ce le dă lucruri noi și chestii. Aici trebuie să oricum să dărâm toate astea, acolo jos. Aici jos să-mi facă ăla de pești. Știți că aici am avut pe băieții aia cu pescuialul. Cu pescuitul. Aici am băgat eu, aici am făcut ăla de pești frumos, elegant, tot ce trebuie. Ia să vedem aici așa, că aici merem acum, prindem un pește ceva. Bun, și ne punem aici, frumos. Ne punem aici, bem apă prima dată și dăm treiul. Am dat treiul. Pac, zice. Să prindem. Când vom pește. Bun. Bun, hai să vedem. Aici sunt peștii, vedeți și voi, nu? Pam. Pentru că am nimerit ceva. Mai știu că îi nimeream. Și zic, bă, n-am prins nimica. Dar eu prindeam pești, știi? Am prins ceva, am prins unul acum. Mă, unul am prins, bă, băieți, din... Unde e asta? Dă-mă aia. Am luat-o? Acum. Da, așa că mai prins un peștișor. Băgăm iară și dăm iară, stați așa că mai vreau, mai trebuie carne, că trebuie carne pentru că nu prea avem. Aoleu, atât am sărit. Sare băiatul ăsta, stă la discuții. Bun, hai să ne punem aici și după aia punem, avem noi băieți acolo care știți voi. Uite la pescuit și atunci... Pești, uite la aici. Bam, nu știu dacă l-am luat, dar... Cred că l-am luat. Bam, ia de aici. Bun. Avem ceva carne.
Cred că am luat iar ceva. Ia să vedem câți câte carne avem. Avem 5 bucăți. 5 bucăți. Cred că cu asta ajunge. Acum trebuie să le găsim pe ăla, zice că ne învăța să pescuim, nu știu ce. Chestii, socoteli. Dați așa să vedem. Niște chestii pe aici, prin jocul ăsta. Tare interesant, îmi place. Uite, îmi place să mă duc și la pescuit. Bun, hai să mergem. Avem 7 de astea. Știu că după aia trimit pe aia lasche, trimit pe băieții mei și vedeți voi ce treabă o fac cu băieții mei. Bun, hai să mergem să găsim pe bătrân. Deci să găsim iar pe nenea. Avem aici, nu știți voi când fac eu acolo sătucul. Sătucul meu. Nu facem aici sus, prăjim carnea, știm că mergem aici sus, că aici e altarul. Uite, avem și un iepure. Vor să-l prindă la urmă. Nu l-am mai prins. Aici am pe bătrân, aici prăjeam și carnea, dacă vă aminte, am prăjit ultima oară carnea aici, am prăjit-o. Dăm aici și dăm așa, uite, dăm așa. Și am încercat atunci, dacă vă aminte, am încercat să-i dau cu... să las, dar nu merge. Deci am încercat să las să facă și în timp ce face să mă duc să fac altceva, dar nu te lasă, nu poți să faci, nu poți să faci chestia asta. Trebuie să stai aici până să faci mâncarea. Când ai bucătari, când ai casa aia de bucătari, că știți că am făcut-o aia, aia atunci se poate face, pe ăla să-ți facă. Dar acum nu poți să faci chestia asta. Bun. Mai am una, nu? Stai că mai am o bucată. O să o prăjesc pentru că îmi dă și viață și... Bun. Unde? Ce faci, bă, băiatul? Ăștia mă ajută pe mine. Bun. Am făcut și chestia asta. Am luat-o, începe vulcanul, da, începe vulcanul să erupă. Duc aminte de chestia asta. Am făcut și asta. Bun, acum am dă iară ceva misiune. A, să fac un incesul de ăla. Să fac incesul ăla ca să mă duc la... Să iau iarbă, să iau toate astea, să mă duc la altarul ăla. Dacă nu-ți aminte, trebuie să mergem la altarul ăla. Bun. Incesul ăla îl facem, bă, băieți, acolo la noi acasă, la atelier, să zicem, la... Ce avem noi acolo? Atelier. Nu atelier. Bun, atelier. Bun, băi, hai să mergem să facem și incensul ăla. Cum îi spune? Cum zic, zice? Incenso. Incenso îi zice. Dar e un fel de ofrendă pentru altarul ăla. Dacă vă aminte, facem acolo să ne dea mai multe chestii, să putem debloca chestii. Aici o facem direct. Mâncarea asta, un campanaș pe asta, așa zic, să mânce o bucată, așa, apă, hai că apă, avem aici râul lângă noi, dacă este. Unde e? Ăsta trebuie să-l fac, pac, l-am făcut, și după aia, după că vă aduc aminte, mai trebuie să mai facem niște de-astea. Acum trebuie să găsim, intrăm în peștera aia. Peștera aia e pe aici undeva, chiar pe lângă mine. Dacă mă duc aminte, era chiar aici, este un drum, ceva pe aici. Și aici am găsit o grămadă de materiale eu prin zonă, uite aici este drumulețul care, uite, puteam să vin frumos. Dar o luăm așa pe aici, hai că mai adunăm pe aici materiale, dacă tot suntem în zonă. Luăm pe aici frumos, iau cuțitul în mână ca să pot să mai tai, că știu că la intrare parcă era ceva liane de alea, dacă nu mă înșel, sau nu erau, erau pietre pe aici. Să-ți dau, avem aici, dacă vedeți aici avem, să alegem dintre astea care le avem aici. Să facem aici, aici o să ajungem să facem la târnăcopul. Aici e la topor. Bun, asta o să vedem noi după aia. Topor cum l-avem. A, erau și astea, da. Erau, mă duc aminte, erau și pietre pe aici. O să mai adun eu și pietre. Acum lăsăm, că avem destule. Avem destule. Bun, trebuie să intrăm înăuntru, să vină seara deja, să apropie, să se întunece. Așa că să ne apucăm de treaba aici, cât de repede să facem treaba. Unde era? Aici era. Aici era. Ia să vedem, băieți. Merem aici și îi dăm aici tare. Aici trebuie să punem noi, dacă nu mă știu, trebuie să dau 0. Trebuie să dau ce vreau să fac. Aici îmi dă descansul, cămăna de pescador. Dar care trebuie să fac eu? Elihe, ritual, pot să 0, așa. Ducă în altare. Așa, original. Bun, oricare, cred că. Dar să-l fac, știți care îl fac? Îl fac ăsta că îmi dă ăla de pești. Îmi dă ăla de pescuit. Punem asta aici și îi trimite pe băieți să prindă pești. Și atunci facem rost de... Facem rost de mâncare. Atunci o să avem mâncare. Facem asta. Nu știu dacă la început... Așa era cu barca? Nu mai țin minte. Dar cred că era cu barca, nu? Era barca asta. Da, da, da. Da. Era, cred că era barca când am jucat... am jucat demo ăla. Da, era barca asta. Că o mică parte ne lăsa să jucăm din joc. Și asta era. Bun. Informația așa. Să zicem la bătrân iară că am făcut misiunea. Bun. Pe unde ieșim afară? Pe aici?
Aici sau pe partea aia? Stați așa să vedem că... Cred că pe partea aia am, da. Adică dacă este, mă duc în alte părți. Aici iară putem să facem mâncare dacă vrem. Dar o să ne dea și nouă după aia să prăjim. Dacă nu mergem acolo, unde-i bătrânul și facem mâncare, nu-i problemă. Aici ieșim afară, nu? Da. Mergem să spunem la... la... șeful, să zicem că e șeful tribului ăla. Să-i spunem ce... că am făcut misiunea asta. Acum a început să ne dea el ceva misiuni pe aici, pam, pam, să facem ceva, da? După aceea facem noi ce vrem. După ce facem misiunile cu bătrânul, nu știu, de fapt că... Atunci în demo, cred că ultima misiune cu el am făcut-o, ultima, da. Îmi aduc aminte, tot la el am avut-o. Așa că o să mai avem ceva misiuni, cred că la el aici, dar nu-i problemă. O să-i dau ceva, e obosit băiatul, trebuie să doarmă, îl pun după aia să doarmă. Mă duc, vorbesc cu bătrânelul, mă duc, îi dau să bei după aia apă. Câte mă aduc aminte, când era obosit, nu putea să construiască, trebuia să doarmă, să putem să construim, să facem. Deci nu poți să faci când vrei mușchilor în tău, construiele și chestii. Deci trebuie să fie băiatul să nu fie obosit. Bineînțeles, apă, mâncare trebuie să-i dai. Dacă nu avem viața acolo, se duce viața. Și dacă avem alte triburi, să ne batem cu alte triburi pe aici. Ar fi miștoacă treaba. Am făcut ce ai zis. Bun, acum ce îmi dă? Zice... A, acum, da, acum băiatul îmi trebuie să pună o de-aia de pești. Asta e aia de pescuit ca să facem... să punem cabana aia de pescuit ca să pescuiască băieții pentru mine, să aduc acolo oameni. Bun. Zice să folosim mâu, să găsim râu. Noi avem râu chiar aici. Ai râu peste top aici. Asta e misiunea asta. Misiunile alea care le faci, alea secundare. Alea poți să le faci când vrea mușcule anul tău, deci nu... nu e problemă. Bun. Hai să vedem. Deci trebuie să punem acolo undeva. Dar prea trebuie pe băiat să doarmă, pentru că e obosit. Asta o facem dimineață. Punem să doarmă 9 ore. 9 ore. Și când se trezește, îi dăm... Așa. O venit și ploaie, cred că. Da. Uite că plouă foarte. Plouă și în cabana mea. E cam plouă, că pe aici nu prea avem... prea avem acoperiș. Bun. Deci, îi dăm așa. Cum stăm? Stăm bine? S-a făcut ziua. Mâncare. Îi dăm ceva mâncare la băiat. Stați așa că am dat aici. Dăm așa, îi dăm apă, trebuie să fac de-astea, știu că trebuie să fac de-astea, hai să fac câteva ca să am. Trebuie la ăștia acolo, pentru că băieții, a, stai că numai una am dat să facă. Trebuie vreo, mai facem două. O să am nevoie acolo, păi știu că le trebuie la băieți acolo să pescuiască. Și îmi cer în continuu de-astea că se strică, astea să știți cum se strică când își lami cuțitul și le se strică acolo. Și trebuie făcut altele, bun. Am făcut recolector, suntem nivel 13. Bun, aici trebuie să punem noi, bă, băieți, aia, aici am avut-o eu. Dacă mă duc aminte, aici era undeva, în zona asta. Bun, dăm aici pe construială și aia e la mâncare, aici la mâncare și îi ca... A, dar mă trebuie ceva aici, mă, lemn. Lemn și bambu. Bun, lemn și bambu. Bun, lemn și bambu. Hai să mergem să tăiem lemn și bambu, îmi trebuie lemn și bambu. Poporul? Ăsta e bambu. Că s-au zburat pe sus pe aici. Asta numai o dată trebuie să dau în el. Eu am crezut că trebuie să dau de mai multe ori. Dar unde bambu o dai o dată și la lemne trebuie să dai de mai multe ori. Dar la bambu se pare că numai o dată. Bambu, nu știu dacă mai crește în zona asta, dar eu cred că nu. Lemn nu. Mi-a plăcut tot timpul animația asta cum să taie lemn, copacul. Mai știu câte îmi trebuie. M-am uitat. Și o să văd cât... Bun. Am mai căzut unul aici. Mai e unul pe acolo. Cel ăla e... Tot de la mine o zbura pe acolo, pe partea aia. A, nu, nu, nu. E unul care a căzut un lemn pe partea aia acolo. Ăsta iar am să-l tai. Și mergem acum și încercăm, că cred că mai ajunge cu lemnul ăsta ce l-am. Bun, ia să vedem. Dăm aici și dăm aici. Da, avem toate materialele. Bun, mergem înapoi și ne apucăm de construit. Suntem bine cu mâncarea, cu apa, cu tot. Bun, până acum e totul în regulă. Mergem aici în partea asta unde ne apucăm noi de treabă. Și unde era, în ce zonă era? În zona asta era. Aici aveam eu și înainte și aici fac și acum.
Bun, aici. Pentru că trebuie să fie lângă râu. Deci trebuie să o faci lângă râu asta ca să poți să o faci. Dacă nu, nu poți să o faci niciune altundeva. O facem așa lângă râu exact. Uite așa frumos. Bam, îi dăm pe construială. Ne apucăm. Hai să punem aici. Așa. Aici trebuie să punem bambu. Bambu. Avem aici de construit. Știu că ultima... Ce mai... Mai întreb bambu. Știu că ultimul acolo, la când am fost, am făcut ultima oară aia de la... Cum îi spune? Când am făcut aia de mâncare. Bucătăria, să-i spunem. La asta trebuie o grămadă de materiale. Mă aduc aminte că trebuia materiale la greu acolo. Asta că să nu-i bambu, mă, bambu-i ăsta. O să găsim după aia, că noi acum avem bambu ăsta lângă noi aici. După aia trebuie să găsim unde o pădure, unde mai avem bambu. Nu știu dacă se mai spamează, că din câte mă aduc aminte nu se mai spama asta aici. Odată ce l-ai tăiat, mai puteai să... Nu mai apărea. Deci o să trebuie să mergem să căutăm și prin alte, prin alte locuri. Am și asta și asta. Sper să nu mai întrebească lemne. Lemne n-am mai tăiat acum. De moment. Lemn, aș putea să tai copacul ăsta. Hai să-l tăiem și pe ăsta de aici. Și dura trecută am făcut aici lumină. Când am apucat să tai aici toată pădurea asta. Că am tăiat tot bambu ăsta în... Eu când am jucat demo atunci. De aici era tot gol. Bun, hai să mergem să construim. Să ne apucăm de construire, pentru că mai avem aici, mai avem de făcut ceva ca să terminăm... Așa... De-asta iarbă, de-asta avem. Am tot adunat la ea și dacă nu mai avem, mergem și mai adunăm. Nu mai trebuie, mai trebuie astea, asta, asta. Și aici mai trebuie, aici trebuie să le pun și mâncarele astea, mi se pare, să nu mai știu ce. A, și-mi trebuie o de-asta. Totem de bambu, asta trebuie să-l fac eu. Trebuie să facem noi acasă asta. Totemul ăla, acolo angajăm noi. Acolo chemăm, punem, zicea să punem alea, torțele alea, parcă erau cu torțele acolo, totemul de bambu. Care îi ăsta, trebuie să-l facem acum. Bun. L-am făcut și pe băiatul ăsta, mergem, îl punem și finalizez la 5 din 6, termin la construcția. Bun. Acum facem tot, acum terminăm și cabana de pescuit. Aici, asta am avut-o, dacă îți aminte, vreau să avansez cât de mult, să vedem ce mai putem să facem după aia. Bun. Și acum trebuie să-l găsim pe bătrânele, bă băieți. Lăsăm aici. Sper că v-a plăcut episodul. E super mișto jocul. Sper că vă place și vouă. Dacă vă place, știți că îl continuăm. Pentru că mie îmi place. E super mișto jocul. Și o să vedem. Până data viitoare, bă băieți, v-am salutat și ne vedem în următorul episod. Pa, pa!